Continuă emisiunea Dealea Buzoianului. Vorbim despre ce s-a mai întâmplat astăzi în ședința de Consiliu Local cu domnul Barbu. Domnule Barbu, vorbeam despre căldură și spune un telespectator că vă roagă frumos să faceți ceva astfel încât toți cei care primesc ajutor pentru centrale să fie controlați. Spune telespectatorul că sunt foarte multe persoane care ar avea rude sau copii cu avere și că nu e corect să plătească rate unii în timp ce alții beneficiază de ajutor. Așa este. Nu-i deloc corect unii să plătească rate și alții să primească ajutor, dar dacă la domiciliul respectiv nu locuiesc decât persoanele acelea care sunt în cerere, e clar că nu poate nimeni să vină să verifice dacă, știu eu, în altă locație, chiar și în orașul Buzău, are copii sau alte rude. Problema aici e una foarte delicată. Deci, după părerea noastră, așa cum am spus de altfel, nu așa trebuie procedat. Eu nu cred că s-ar fi creat o asemenea stare de supărare în rândul buzoienilor dacă aceste sume date, pentru că, într-adevăr, era un moment în care trebuia să găsești o soluție. Dar sumele acestea, date către populație, trebuia să fie date ca un împrumut. Și dacă, să zicem, cel care s-a împrumutat la un CRE are totuși o dobândă pentru banii care trebuie să-i returneze, la primărie, să zicem că erau niște sume, niște dobânzi mai mici. Dar totuși nu s-ar fi revoltat lumea așa cum de altfel văd că se revoltă și pe bună dreptate. A fost stabilit și prețul gigacalorie, da? Da, prețul 250 gigacalorii de lei. rămâne același ca și iarna trecută. Diferența e că s-ar putea să fie o subvenție mai mică, să încearcă să se justifice prin faptul că odată instalate aceste centrale de cartier, prețul gigacaloriei va fi mai mic. Eu mă îndoiesc, pentru că am spus și astăzi în ședința de Consiliu Local, am arătat întotdeauna cu degetul către producător, către căpușa aceea Ecogenter. Dar de acolo pleca prețul per gigacalorie cu 200 de lei în ultima perioadă. A fost și mai mic. 200 de lei per gigacalorie. Dar regia autonomă municipală, care nu cheltuia absolut deloc pe partea primară, adică nu cheltuia nici cu gazul să producă energia termică, nici cu energia electrică să producă energie termică. Prin urmare, Ramul făcea ce? Lua agentul termic de acolo, îl aducea în punctul termic, după care îl distribuia către blocuri. Ce punea Ramul la gigacalorie? Încă 290 de lei. Chiar 290 de lei. Deci, dacă producătorul care folosea pentru producerea energiei termice, nu vara, ci iarna, folosea gaz, cum de altfel folosește orice centrală, pe cogenerare, nu. Erau doar două motoare care produceau în jur de 8-9 gigacalorii. Restul, pe perioada de iarnă, se produce energie termică, ce restul de energie termică se producea tot în sistemul clasic pe centralele cu gaz. Deci, pe distribuție, transport și furnizare, deci toate astea puse acolo, deși făceau un singur lucru, lua de la producător și le aducea spre blocuri. De ce distribuție, de ce transport, de ce furnizare? Pentru ca schema aia de funcțiuni să fie foarte bine aranjată. Deci, distribuție, transport și furnizare la un loc 200, gata 90 de lei. De ce? Atât de mult? Acum i s-a dat posibilitatea regiei să-și gestioneze și producția, și transportul, și furnizarea și se speră să se încadreze în acești 250 de lei preț pe gigacalorie, dar bineînțeles că există totuși și situația asta că nu se merge fără subvenții nici iarna asta. E posibil să se dea în continuare subvenții, chiar dacă se produce de către RAM căldura. Bun, am văzut însă că avem o foarte mare problemă în municipiul Buzău. Mulți nu o cunoșteam, problema aceasta de o gravitate atât de mare. Înțeleg că avem o problemă cu străzile, nu cu asfaltul, cu numele străzilor. Da. Foarte, foarte multe proiecte astăzi referitoare la schimbarea denumirii străzilor. Foarte multe străzi au fost rebotezate astăzi și o să vă rog să-mi dați câteva exemple. Și să-mi Da. spuneți dacă în curând o să se numească orașul altfel, că poate cine știe. Cred că peste 40 de străzi au
astăzi au primit botezul prin hotărârea de Consiliu Local și se vor numi altfel decât s-au numit până acum. Problema e nu cum se vor numi străzile, că ele e simplu, se schimbă acolo plăcuța aceea și se numesc altfel. Dar cine face cu cei care trăiesc pe acele străzi? Și vă dau un exemplu, astăzi e constatat. În zona Unirii Sud, blocul 1, existent acolo din 70 și ceva, care a avut adresă Unirii, Bulevardul Unirii, începând de acum, de vreo lună, nu mai, cei care locuiesc acolo nu mai locuiesc în blocul Unirii, blocul 1 Unirii, ci locuiesc în blocul 1, Aleea Stejarului. Și a venit omul și mi-a zis, dar de ce nu i-a zis Spiru Haret că sunt 5-10 metri până la stradă? Să zicem că până la Bulevardul Unirii sunt vreo 30 de metri, că e în unghi acolo. De ce Aleea Stejarului și unde este acel stejar, ca să-l vedem și noi? Acel stejar este undeva vis-a-vis de liceul pedagogic. Mult departe de blocul acesta 1. Mai avem o problemă și cu poștașii care și așa lasă acum plicurile pe unde vor și pe unde nu vor. Gândiți-vă ce se va întâmpla în continuare cu multe din facturile care vor fi emise, poate pe adresele noi. În condițiile în care poștașii nu vor ști unde sunt acele blocuri. Blocul 1 din Aleea Stejarului. Și așa mai departe. Deci toate aceste probleme sunt create de către domnul primar, zic eu, care a dorit cu orice chip să-și pună amprenta pe tot ceea ce înseamnă oraș Buzău. Pe schimbarea denumirii străzilor, aducând într-adevăr denumiri cu personalități ale istoriei, dar și denumiri de genul celei prezentate adineauri, unde nu există nicio logică cu această schimbare de denumire de stradă. Sunt situații, am spus și azi în ședința de Consiliu Local, parcă luate în derâdere. Adică există o stradă, Gogu Vicatus, care nu e foarte lungă ca stradă, ci i s-a dat acum denumirea de strada Gheorghe Milu. Cred că mulți dintre buzoieni în vârstă știu că a fost primarul municipiului Buzău, este drept în regimul comunist, dar din ce am aflat, buzoienii au aprecieri la adresa acestui primar, pentru că, spun dumnealor, a făcut multe pentru orașul Buzău. Și am întrebat, altă stradă nu ați găsit ca să puneți până la urmă numele fostului primar? Pentru că mai degrabă nu mai veneați cu asemenea propunere decât să-i o să-i duceți... supărați pe anumiți buzoieni. Important e că e o stradă în municipiu, nu? Ca e o stradă în municipiu. N-am spus că strada Gogu Vicatus trebuia să rămână strada Gogu Vicatus. Care era problema? Ar fi trebuit să... Bine, cu mici excepții, da, probabil, ar fi trebuit să-și păstreze denumirile. Dânsul susține că denumirile date străzilor pe vremea comuniștilor trebuie schimbate toate. Abar n-am de ce susține dânsul lucrul ăsta. Dacă au străzile denumirea unor comuniști care au făcut ceva la vremea aia, adică e clar că trebuia schimbată denumirea acelor străzi. Bun, hai dar să nu vă generalizăm. Câteva exemple. Aleea Parâng. Am auzit cu toții de Aleea Parâng. Acum se numește strada Pictora Dina Paula Moscu. Fundătura viilor. Celebra fundătura viilor, despre care tot am discutat că erau acolo probleme mari când ploua. Acum se numește Aleea Emil P. Teodoru. Foarte interesant, strada Sava Gotul se numește acum 12 aprilie 372. Da. Mai avem strada Saturn Linie, o altă stradă mediatizată din cauza acelorași probleme. Se numește strada General Traian Epure. Și mai avem strada Muncii, care de acum înainte de astăzi, adică se numește strada Dan al Doilea. Sunt doar câteva exemple. Eu vă întreb dacă cineva de pe strada Saturn Linie sună la ISU
Da. Sau sună la 112, că s-a întâmplat o nenorocire. Am văzut ce se întâmplă, că sunt cu gândurile încurcate unii dintre cei care lucrează în instituțiile care ar trebui să le ofere siguranță românilor. Sună la ISU sau la 112 că e o problemă pe Saturn Linie, un caz care necesită intervenție de urgență. În baza de date nu apare Saturn Linie, nu? O să apară în baza de date strada General Traian Nepure. Da. Cum o să fie? O să fie destul de dificil și astăzi am mai spus un lucru. Am fost prezent în secțiile de votare cu niște mulți ani în urmă și am fost martor la câteva scene greu de descris, unde anumite persoane venind să se găsească pe listă au constatat că, deși au cerut radierea anumitor persoane dragi din familie la alegerile anterioare, au figurat 8, mai bine de 8 ani acolo în evidențele luate de la statistică cu persoanele care erau încă în viață și care votau. Gândiți-vă ce se va întâmpla în anul 2020. Păi stați un pic, că mai avem până în 2020, avem acum alegeri pentru președintele României, care la prezidențiale va fi un va pune probleme buzoienilor care nu și-au schimbat buletinul. La prezidențiale nu suntem, cred că suntem și aici obligați să votăm unde suntem arondați, nu putem vota oriunde, deși putem vota oriunde dacă suntem în altă localitate. Avem pe cineva la telefon, apoi continuăm. Bună seara, sunteți în direct. Termina doamna domnișoara Marga. Domnul Ion, da, vă rog frumos, spuneți și mie referitorul ăsta. Într-adevăr, băieții ăștia Vesel au chemat și pe aia de la cimitirul Bobârna sau cimitirul Vesel ca să voteze. Nu e o mirare, că suntem în România. A doua problemă, vă rog frumos, explicați și mie, că știți, există Saturn și Saturn Linie. Într-adevăr, da, sunt multe străzi care dumneavoastră a spus cu gurița dumneavoastră că sunt nume de comuniști. Dați-mi întrebați-i pe dânsii sau pe tovarășii. Voi din ce clasă ați venit, mă? Da, voi ce sunteți? Da. Că nu ați făcut nimic. Aia măcar au construit blocuri, au făcut. Ceaușescu a spus doar atât. Voi nu sunteți în stare să dați cu var la cât am făcut eu un an în 10 ani. Noi n-am făcut un kilometru de asfalt. Să trăiți. Seară frumoasă vă doresc. Da, e o stradă iar care a fost denumirea străzii a fost schimbată, strada proletarilor. Cu ce deranjează această denumire, strada proletarilor? Proletarii, într-adevăr, ca și termen, să zice, domnule, era folosit în regimul comunist termenul ăsta, dar muncitorii, până la urmă, sunt folosiți ca și forță de muncă și în perioadele democrației pe care noi astăzi zicem că o prea slăvim. Dacă tot vorbim despre nume de străzi, spune un telespectator, ați auzit cu siguranță de nenumărate ori mesajul acesta. Vă rugăm, domnule Barbu, strada din Dorobanți 1, care nu știm de când se numește strada Baladei, să se numească strada Sfântul Nicolae. Există acolo biserica Sfântul Nicolae. Știți că au fost și liste cu semnături duse la primărie? Nu se întâmplă nimic, nu? Eu sunt convins că se va întâmpla, pentru că este foarte receptiv la schimbarea denumirii străzilor. Foarte receptiv, da, problema e invocată de vreo 6 luni. E adevărat că sunt oameni care locuiesc pe strada Baladei și ne-au trimis mesaje că nu vor ca strada să fie numită Sfântul Nicolae. Așa că părerile exact și acolo sunt împărțite. Deci există totuși un motiv de nu s-a luat această decizie. Da. Dar sunt multe, multe lucruri care pot fi discutate vis-a-vis de această pornire. După părerea mea, ușor de, sau mai degrabă greu de justificat, dar ușor de înțeles. Adică domnul primar vrea cu orice chip să schimbe orașul în totalitate, ca și denumire de străzi și nu numai. Ne-am bucurat dacă la finalul mandatului dumnealui am avea un oraș în care să ne bucurăm de un spațiu, de spații verzi, așa cum de altfel ne dorim.
cu trotuare care să nu, în care să nu ne mai rupem picioarele. Administrarea municipalității, da. Nu? Ați votat? Nu, ați văzut, sper și dumneavoastră, punctul de vedere al colegului Constantin Ionescu. Există, din punctul nostru de vedere, acea suspiciune că la un moment dat, așa cum s-a întâmplat și în alte locuri, odată schimbat proprietarul, se dea posibilitatea, din interese politice, se dea posibilitatea unora să facă investiții în aceste parcuri. Vezi, Doamne, în interesul celor care trec și fac sport de agrement acolo, care aleargă pe acele alei, să se construiască un bar, o terasă, care să dea posibilitatea celui care aleargă să stea, să servească un suc, dar să se motiveze că acele construcții sunt făcute din material ușor și pot fi demontate. Mai avem exemple de genul. Ce mi s-a răspuns? Nu, clar că nu. Și domnule, vă opune și bineînțeles să mergi la istorie, la Carol, la Ion Cebrăteanu, că atunci s-a trecut din proprietatea bisericii în proprietatea primăriei. Deci, după părerea noastră, nu e problema proprietarului în mod special. Când motivezi să ai suficient spațiu verde, că te obligă Uniunea Europeană să ai spațiu verde, ci mai degrabă modul în care vei gestiona acel spațiu verde, acea pădure care ai preluat-o. E adevărat că se spune acum că arată foarte urât, că sunt mulți pomi, mulți arbori bolnavi, dar odată transferat proprietatea, nu se rezolvă și această problemă a arborilor bolnavi. Este foarte greu să gestionezi o pădure cu asemenea dimensiune și mi-e teamă că nu vom avea specialiști din primărie care se ocupe cu așa ceva. Haideți să vă mai citesc câteva mesaje. Spune cineva, domnule consilier, știți de ce RER vine de 6 ori pe zi și ridică câte un tomberon la fiecare drum, în micro 3, școala 11, ne-au zăpăcit de la 6 dimineața până la 18 seara. Înainte venea o dată pe zi, acum bătaie de joc, deranjează tot cartierul, ne deranjează copiii, nu se pot odihni din cauza zgomotului făcut de ei, aduceți la cunoștința primarului, vă roagă. De ce vin de 6 ori pe zi? Păi, presupun că vin pentru că e vorba de colectarea selectivă. O dată se ridică gunoiul menajer, altă dată se ridică de către altă echipă, se ridică gunoiul, mai degrabă reciclabelele, peturile, sticlele de sticlă și cartoanele, care nu se ridică în aceleași mașini cu restul de gunoi menajer. Eu așa îmi explic prezența de mai multe ori a mașinilor. Plus că, după părerea mea, e drept, e disconfortul acesta, dar mie mi se pare corect să vină de mai multe ori pe zi vara să se ridice gunoiul menajer. Pentru că știm cu toții că la rampele de acestea de gunoi, la vara, datorită căldurii, apare și acel miros greu de respirat. Da. Bună seara, spune cineva, pentru centralele de apartament nu se dau bani europeni nerambursabili? Pentru centrale de apartament, nu. Nu. Bun, și vă mai întreabă cineva, ce facem, domnule Barbu, ne debranșăm sau rămânem la RAM? Te dai seama, dacă eu aș vorbi doar dintr-un punct de vedere, aș zice, da, e foarte bine să găsiți soluții urgent, pentru că e posibil, aș zice eu, la iarnă sau iarna viitoare, RAM-ul să nu mai funcționeze. E foarte bine să vedeți ce se întâmplă în blocurile unde locuiți. Sunt zone unde oamenii sunt mulțumiți și vorbesc de micro 14, unde sunt mulțumiți de sistemul centralizat. În acel cartier ar exista foarte ușor posibilitatea ca acea centrală un pic modernizată, că se plâng cei care lucrează acolo că de mai bine de 10 ani nu s-a mai făcut nicio investiție și practic este și acea centrală termică pusă în situația, sau mai degrabă, în orice moment ar putea să cedeze, dar cei din micro 14 nu ar trebui să fie nemulțumiți. Și cum nu au fost de altfel.
Dar și aici, pentru a avea confort, proprietarii de apartamente au găsit soluții alternative pentru a nu mai depinde, atunci când vrei căldură sau apă caldă, să depinzi de cel care eventual are cheia de la compartimentul sau sectorul de afară sau din bloc, unde sunt vanele unde se închide sau se deschide căldura. Deci, o sursă proprie de căldură este soluția cea mai corectă, care îți asigură confortul pentru locuința ta și nu ai o problemă nici cu vecinii. Bine, pentru cei care nu primesc ajutoare de la primărie, poate fi amânată până la anul această decizie, nu? Adică nu sunt obligați ca în acest an să-și pună centrală? Banii ăștia de la primărie nu-i primești decât anul ăsta cei care... Am înțeles, zic, pentru cei care nu primesc ajutoare, că nu se încadrează, pot să beneficieze de căldură la iarnă de la RAM. Sigur, adică RAM-ul va funcționa, va furniza căldură. În școli așteptăm să vedem care sunt măsurile. Noi am fost asigurați astăzi de către domnul primar, deși am atras atenția că suntem totuși la începutul, la 1 august, și nu știm când se vor face aceste investiții. Ne-am fost asigurați că la data când se vor face probele, toate punctele termice vor fi în funcțiune. Da, un telespectator ne spune, schimbarea denumirii străzilor determină atât cetățenii cât și firmele să își actualizeze documentele. Alți bani, altă distracție. Cam da, așa. Problemele sunt majore pentru cetățeni. Este drept că după toate discuțiile și disconfortul creat majorității celor care erau obligați să schimbe buletinele acum ceva timp în urmă, luna mai, iunie, sau până în luna mai, ceva în genul ăsta, trebuia să te duci cu o adeverință de la primărie, la cei care schimbau buletinele, la mall acolo, ca să-ți dai adeverința trebuia să te duci cu numărul de carte funciară. Acum nu mai e așa. Instituțiile primăriei până la urmă s-au pus de acord și își comunică online de unii altora toate datele. Da, doar că nu doar buletinul se schimbă, adică dacă se schimbă adresa, trebuie schimbate toate documentele, oamenii plătesc, stau la cozi. Sigur că da, sunt multe probleme care sunt create. Tocmai de asta încercam și astăzi să ne spunem un punct de vedere vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și n-am votat aceste proiecte. N-ați votat, și supărat, dar poate era bine, l-a supărat, ca de obicei. Pentru că... Poate era bine totuși să transmiteți, așa cum ne-au spus și nouă telespectatorii, foarte bine, o stradă, dacă trebuie să fie botezată, să fie botezată, dar după ce se asfaltează, după ce sunt cablurile îngropate, după ce avem trotuarele așa cum ar trebui să fie într-un oraș civilizat, nu? Sigur că da, și văd că încă se continuă cu o stare din asta de disconfort creată de mulțimea de cabluri atârnate pe stâlpii din oraș. Vă aduceți aminte că în 2017 am aprobat un regulament, acela prin care ni se spunea la modul categoric că într-un termen foarte scurt, clar că nu până în 2020, foarte scurt, acele cabluri aeriene ale firmelor de cablu vor fi îngropate. Eu n-am văzut o schimbare. Ele sunt încă acolo unde erau, deci problemele continuă să fie aceleași pentru cei problemele care locuiesc. Problemele se agravează, că nu rămân pe loc. Sigur, mai rău este că... Cabluri au căzut. Da, exact. Mai rău este că sunt multe care nu mai au stăpân, atârnă pe oriunde și creează probleme. O să mai vorbim despre probleme și în emisiunea viitoare. Domnule Barbu, vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi. A fost o zi aglomerată, dar e bine să vorbim despre ce se aprobă, să știm și noi pe ce stradă mai mergem, de exemplu, în Buzău, că până la urmă văd că acestea sunt noutățile cu prioritate. Da. Știți astăzi și puteți să vă bazați doar pentru astăzi. Cu denumirea străzii o știți astăzi și mâine nu știu dacă veți mai ști pe ce, dacă mai e o ședință de Consiliul Local. Da, depinde ce mai votați în Consiliul Local. Exact. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară bună vă doresc, la revedere!